De mai bine de 5 ani, în comuna Bătulele din Mehedinți, funcționează o fabrică de confecții. 25 de localnice și-au găsit aici un loc de muncă, iar din mâinile lor ies piese vestimentare care ajung în magazine din întreaga lume. Acul și ața le fuseseră puse în mână de mici copile. Mașina de cusut modernă nu avea cum să le facă probleme, tehnicile au fost repede deprinse, așa că în scurt timp s-au putut numi croitorese. Ați mai cochetat înainte cu croitoria, înainte să veniți aici? Nu, n-am mai. Aici m-am obișnuit, aici m-am învățat să lucrez și... A fost greu să vă obișniți? Pentru noi contează mult, pentru că lucrăm și în afara secției și este ceva foarte frumos și foarte, ca să facem vestimentație pentru oameni și pentru... toată lumea. Ce înseamnă pentru dumneavoastră faptul că la dumneavoastră în comună, acasă, aveți și locul de muncă? Ce să vă spun, nouă ne foarte bine de treaba asta, că este la noi în comună și ne mândrim. Când mai facem naveta, că am pătimit mult de tot iarna cu naveta, înghețam în stradă de frig. Materialele, tiparele au început să sosească în micul atelier de la Pătulele și odată cu ele și contractele pentru magazine cu piese vestimentare ale unor firme de prestigiu în toată lumea. Lucrăm numai de damă. Începând de la cămăși până la? Da, până la rochii de damă. Toate modelele care sunt în afara țării, avem contracte cu alte țări. Anglia, cel mai mult, Belgia, Italia... Toate cele 25 de angajate din Pătulele știu că de munca lor depind și contractele ce urmează să vină și implicit viitorul atelierului, așa că își dau toată silința ca lucrul ieșit din mâinile lor să fie de cea mai bună calitate și să le facă cinste peste hotarele țării.